sigur. Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, astăzi, așa cum prevede Constituția, am venit la invitația doamnei președinte să comunicăm pe cine nominalizează fracțiunea PAS în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Ieri, în cadrul ședinței fracțiunii, am discutat, am și pus la vot și unanim, fracțiunea PAS a nominalizat-o pe Natalia Gavriliță pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Și suntem convinși că în cel mai scurt timp, dumneavoastră va întruni mai mult decât numărul necesar de voturi în Parlament, va veni în fața țării cu un guvern pe măsura așteptărilor cetățenilor, care din prima zi va procede la implementarea acelei agende pe care cetățenii au sprijinit-o cu atâta ardoare în cadrul alegerilor parlamentare din 11 iulie și au dat acel vot istoric acelui program de reformă pe care l-am propus noi împreună cu colegii din Partidul Acțiune și Solidaritate. De ce, doamna Gavriliță? Pentru că dumneavoastră este cel mai bine poziționat pentru funcția de prim-ministru. Are expertiza necesară, are experiența guvernamentală, dumneavoastră posedă în primul și în primul rând agenda fiscal-economică, portofoliul fiscal-economic și suntem convinși că în aceste condiții destul de complicate și pandemice și economice, dumneavoastră, grație experienței pe care o are, dar și grație sprijinului partidului, sprijinul total al partidului și expertizei pe care o are partidul, va reuși nu doar să amelioreze situația, dar să și contribuie la progresul social-economic al Republicii Moldova. Anterior, în presă a apărut o listă cu nume care ar putea face parte din echipa domnului Gavriliță. Ați putea să ne dați nume concrete? În acest moment este prematur și nu ar fi corect din partea noastră. Dumneavoastră urmează să vină în zilele următoare cu întreaga garnitură guvernamentală. Dar se vor regăsi nume din fosta guvernare? Da, e firesc să se regăsească și unii colegi din fostele garnituri guvernamentale, dar și persoane noi, însă persoane notorii, persoane care au sprijinul domeniul pe care îl reprezintă, persoane profesioniste, integre, așa cum ne-am propus noi să facem. Sunt doar membrii de partid sau sunt și persoane din exterior? Cu siguranță vor fi și oameni din exterior. Din alte partide vor fi? Posibil, nu știu exact, dar vor fi cu siguranță oameni din afara PAS și noi am spus clar, noi avem brațele larg deschise pentru toți oamenii buni de Republica Moldova, indiferent de viziunile lor politice, în sensul în care să fie apropiate de ale noastre, dar nu neapărat să fie membrii PAS, să împărtășească vectorul de integrare europeană, agenda anticorupție, integritatea, profesionalismul, acestea sunt valorile de bază și atât timp cât avem oameni buni, dar îi avem în afara, inclusiv aspectului politic, în societatea civilă, în diasporă, vom încerca să aducem cât mai mulți oameni buni pentru a avea un act al guvernării pe măsura așteptărilor cetățenilor. Igor Dodon a anunțat că blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor ar putea contesta la Curtea Constituțională decizia prin care a fost numit biroul
permanent al Parlamentului. Potrivit lor, nu s-a respectat principiul reprezentativității. Cum comentați asta? E greu să comentez asemenea declarații, având în vedere experiența foarte recentă. Și dacă stăm să numărăm câți membri au avut opoziția în cadrul biroului, câte comisii a avut în legislatură precedente, nu o să fie tocmai proporțional așa cum pretind colegii din opoziție acum. Însă ceea ce putem să vă spunem noi este că noi vom încerca să fim deschiși cu opoziția, așa cum am fost de altfel și ieri, și rămânem deschiși pentru a discuta. Dacă dumnealor insistă, este loc de discuții. Noi nu zicem nu, noi chiar dacă înțelegem că au șanse puține, procedural vorbind, pentru că noi am făcut totul ca la carte. Dar din deschiderea noastră față de opoziție, pentru că noi ne dorim să facem lucrurile altfel, nu așa cum au făcut ei. Pentru că dacă facem lucrurile la fel cum fac ei, nu e asta schimbarea pe care au așteptat-o oamenii. Deci noi rămânem deschiși și în urma unor discuții, negocieri, dacă eventual vor face și ei anumite compromisuri, nu văd o problemă să fim mai generoși, să fim mai deschiși, pentru că noi, după cum spuneam, vrem să fim altfel, nu vrem să fim ca ei. Ei spuneau că vor 4 membri în biroul permanent al Parlamentului sau câți? Da, păi e vorba de ca ei să mai primească un loc în acel birou permanent și noi rămânem deschiși pentru a discuta această oportunitate. Domnul Gros admitea ieri o greșeală în cadrul meu. Mi-a spus că este vorba de o greșeală. Ați greșit ceva din punct de vedere procedural? Când am fost? Nu, proporționalitatea este apropiată, exact, fix în fix, 100% nu este, pentru că se rotungește cifrele, dar se primește din contul cuiva, primește cineva un pic mai mult, cineva un pic mai puțin. E cert că noi rămânem deschiși pentru a colabora cu reprezentanții opoziției în spiritul democrației. Dacă vor face și ei niște compromisuri despre acele. Urmează să discutăm. Nu, cred că e prematur acum să deschidem toate cărțile, dar e ceva firesc. Discuții, negocieri parlamentare, e ceva firesc. Se vor regăsi membri deputați PAS în guvernul? Da, cu siguranță. E firesc să fie. Câți? Nu pot să vă dau un număr exact, dar vor fi cu siguranță. Dumneavoastră, de exemplu, ați fost? Nu, eu nu voi. Vă mulțumim. O zi frumoasă.